Dacă vă doriți o escapadă în natură cu peisaje desprinse, parcă din poveștile copilăriei, atunci musai să alegeți județul Hârghita. În localitatea Calonda, un localnic a construit un complex turistic în cadrul căruia vizitatorii pot lua ore de echitație, se pot distra în parcul de aventură și chiar pot trăi momente unice dacă se cazează în căsuța din copaci. Și avem baia. Totul e făcut din lemn. Copacul în casă. Ne aflăm într-o căsuță cu 9 roți pe copac. Suntem într-o, deci 4 metri de sol se află căsuța. Montat pe 4 copaci. E montată casuța. 10 zile a durat construcția casei din copaci din localitatea Calonda, totul după un model unicat. Aici poți să intre veverițe, tot felul de animale care trăiesc în copaci. Mai ales noaptea e foarte interesant când bate puțin vântul și se mai mișcă puțin casa. Căsuța asta, deci, recomand pentru cei tineri căsătoriți să petreacă câteva zile foarte, foarte romantice aici. Și nu este singura atracție a complexului turistic. Cei mai mulți turiști vin aici pentru școala de echitație. Sunt 40 de cai pe care sunt instruiți vizitatorii. Organizăm foarte multe tabere, mai ales pentru copii, dar și pentru adulți. Pentru copii, taberele sunt de o săptămână, deci 5 zile, de fapt, de luni până vineri. Pentru adulți, de obicei, facem așa în weekenduri sau un weekend lung, pentru că adulții nu prea au timp de așa ceva. Taberele noastre sunt foarte intensive, zilnic. Participanții călăresc mai bine de 6 ore. De obicei, pentru copii, seara nici nu trebuie nimic, adorm singur. Pe lângă orele intensive de echitație pe un domeniu de aproximativ 100 de hectare, turiștii sunt așteptați de gazde și cu bucate dintre cele mai savuroase. Dacă vii la Hârghita, nu veni pentru 2 zile doar. Ia-ți un pic mai mult. 3-4 zile, măcar un weekend prelungit sau poate dacă nu, chiar o săptămână. Și dacă tot ajungi aici, sunt multe lucruri de făcut și parc de aventură, mâncare bună, sunt foarte multe locuri pe care le poți încerca și multe experiențe pe care le poți trăi. Taberele se organizează pentru copii de peste 7 ani, iar o săptămână în cadrul complexului cu mâncare și cazare incluse costă 1000 de lei de persoană.